Aici e copacul întâlnirii noastre. Și așa a zis că o să-l întoarceți acasă? Da, ziceam, măi, nu, gata. Sunt la Cornelia, așa a zis? Că vreți să mă întoarceți acasă? Da, da. Nu, în mașină, nu acasă. Am zis că mai stăm în mașină până vedem un grup. A, și ați văzut grupul ăla care a plecat? Nu, și stăteam pe loc acum. Am văzut un grup care a plecat, care am ajuns pe da, nenea Ion, că acum e acum chemat pe domnul Ion. Ei erau înainte noastră. Da, da, erau prea de fapt. Aici ne-am întâlnit azi noapte la 2:30. Yes. Ia că mai urcă oameni. Bine că mai au puțin. Super, fain. Avem 500 de metri și ajungem aici. 100 de metri ajungem în asfalt. Asfaltul e civilizație, frate. Apoi 500 de metri până la cortul adunării. Și am ajuns la civilizație, frate. Fratele Florin ia cu Sara Cornelia, ne ia cu taxi. Ne ia cu mașina lor și le mulțumim. Carpi mașina de Italia. Unde-i mașina? Aia de acolo? Frate Florin. Aia neagră? Da, aia neagră. Ah, Italia, vero? Vero, vero. Hai să. Cum se duce muncă la lavoro? Lavoro, da. Vedem unde întoarce. Noi pe aici am urcat, pe aici. Da. Aici e cazat fratele meu la da? Cabana, da. Nu știu cum. Șoimul Carpaților. Da, oare sus. Oare sus acolo pot întoarce? Da, puteți întoarce direct aici cu nu. Cum a fost urcarea? Faină, faină. Cum a fost urcarea? Mai vrei să mai vii? Mai, tu? Da, da, normal. Mai venit? În vis, doar în vis. Doamne ajută, vă pupăm, vă salutăm cu drag și vă spunem să vizitați Muntele Ceahlău, că merită o dată în viață. Hai, Doamne ajută-ne. Telefonul ai tu? Să zic, domnul, așa okay. Mine. Nu aici, nu-ți. Ce mașină e asta, frate Florin? Asta e? Ce mașină? Chrysler. Am mai fost cu din asta niciodată. Prima dată. Fain, da. Foarte mare. Super. Așa de mașină. Trebuie să luăm înapoi aici? Nu, aici să ne întoarcem, nu? Da, nu coborâm pe aici, la la cort, sus. Ba da, dar trebuie să întoarcă mașina. Ne lăsați pe noi. Nu, dar trebuie să întoarcă. Ah, am înțeles, bun. Aici unde mașina doamne, să întoarcă. Doamne, da, cu motorul. Frații, coboră de adunare, să trimite adunarea și noi urcăm. Cu noi este Dumnezeu, ce bine că am ajuns la spinalul plăcintelor. Vă dau plăcintele. Ostașii noștri dragi și scumpi. Să-ți fii domnul. Gata adunare, gata? Gata. Am făcut pe Ceahlău, ne pare rău. Da. Noi prindem vecernia, mergem la vecernia. A, izvor aici, super. Hai să luăm niște apă de izvor. M-am întâlnit cu fratele Ioan Handre aici. Jos. Uite, acolo sus am fost noi. Pe toaca sus. Auzi, bă, cum ai zis? Frații pleacă, ne urcă? Da. Să se mă pieză cu asta. Da, da. Ești un părinte. Mamă, acum vine ploaia. E bine că am scăpat fraților. A fost super. V-a plăcut? Da. Croaziera. Mai facem de asta. Corect. Forța haiducii de la Brașov. Forța ardelenii. Da, Doamne ajută. Uite acolo sus am fost, fraților, uite acolo sus. Pe toaca sus. 1904 metri, da. Cel mai înalt vârf, eu zic, din Moldavia. Vizitați, merită, Doamne ajută. Uite, s-a terminat adunarea, gata. 100 de ani de la centenarul Oase Domnului. Slavă Domnului, mulțumim pentru trifă că am urcat cu bine pe Ceahlău și Sfântul Ioan că poți evită. Uite acolo sus, da, minune. Mulțumim și pentru zi. Fratele Andor și fratele Ioan Marin. Hai, 100 de ani de oase, Doamne ajută, Dumnezeu înainte. De acolo sus am urcat. Pe toacă. Deci, Amin, trăiești. Ce faceți? Bine. Merge canalul de YouTube. Da, te abonezi. Da, m-am abonat. Mersi. Tu? Bine, uite, la adunare. Cum te cheamă, că mai Cristian. Cristian. Din Timișoara. Am mers acum vreo 2 ani. Da, mă, alu fratele Marius. Da. Vârzan. Da. Cristian.
Băi, ce mare ai crescut, frate! Scuze că sunt, am băgat un cap pe ceaclău sus. Da? S-a urcat? Da. Mă bucur, a fost faină adunare. Foarte frumos, da. Pare rău, tu la viitoare poate prind și eu. Drum bun! Mister Etica. Mă, lasă-mi etica, că le-ai băgat în cap la oameni, nu mai etică. Le-ai povestit la toți. Bate, ce bucurie. Toată viața mea, de la naștere până în prezent. La mormânt. Cum s-a nevoit cu etica. Corect. Amintiri frumoase. Cu ghiri. Ce? Le-ai băgat în cap cu ghiri. Ce-i ghiri? Păi am învățat Laurențiu, el m-a învățat. Scuze. Dar ghiri îmi zicea el? Păi așa, tot așa zicea. Ghiri ăsta, Dani, tot așa zicea. Și Dani tot... îmi zicea ghiri? Nu mi-a zis niciodată. Dar vezi cum stau chelarea aia. Aranjează pernuța asta. Mamă, dar cu ce te-ai parfumat? Miroșa levănțica. Nu, cu ude ăsta dezinfectant. Mamă, ce fain miroș. Super. Hai bă să-mi iau și pantalonii. Ce? Bă, mulțumim. Da. Ai găsit... A mai fost cineva sau doar voi trei? Noi trei și doi frați. Merg bine băieții? Da, nu mi-e frică cu ei. Au fost super, da. Și mi-am luat revedere de la voi de aici, de sub Ceahlău, cu Domnul Hristos. Toți frații pleacă acasă. Hai, 100 de ani de oaste. Pace și bucurie, mai bine rula nimeni. Sunt și domnul copii. Veci amin, se zice. S-a blocat moșii. Ce-au avut fete cazare, sărulele. Sora mea cu fratele meu. Super aici la Bistricioara. Da, mă ajut să mâncăm ceva, de leguri, iată-le, uita mâncarea. După ea, îți vine la gaz, de nu-i nimeni pe aici. Ce ploaie vine aici la masivul Toaca. Doamne ajută-ne. Mâine sunt atât de la Sihla, să ne la capate. Mergea la Sfântul Dora, Doamne ajută-ne.